Bună ziua, l-avem alături pe domnul George Purescu, președinte România fără ei, care a inițiat o serie de acțiuni pentru a opri lucrările Chevron la Pungești. Vă rog câteva informații despre acțiunea de astăzi. Acțiunea de astăzi este o ordonanță prezidențială împreună cu Asociația Salvați Bucureștiu, Fundația Ecocivica și Mișcarea de Rezistență de la Pungești. Este o acțiune lucrată în principal de Asociația Salvați Bucureștiu. Am participat la documentarea ei la fața locului foarte mult și face parte dintr-o serie de acțiuni pe care le vom iniția pe această temă în lupta cu Chevronul și cu celelalte companii implicate în explorarea și exploatarea gazelor de șist. Observăm că Chevron a pornit niște acțiuni în perimetru, acțiuni de foraj, iar la o investigare la fața locului am observat că există forate niște puțuri și de mașini de foraj. Am cerut autorităților locale, Garda de Mediu și Agenția de Mediu, precum și Apele Române Bârlad, lămuriri cu privire la ce se întâmplă și au spus că într-adevăr există 4 puțuri, 2 la 15 metri, 2 la 85 de metri, pentru monitorizarea calității apei. Însă monitorizarea calității apei este cuprinsă în acordul de mediu, în anexa G, și acolo se vede foarte clar pe harta puțurilor de monitorizare și al altor locuri de recoltare a probelor din râu și din fântâni, se vede foarte clar că în perimetru nu există niciun fel de puț. El apare doar în o anexă a autorizației de construire, care în mod normal trebuia și ea emisă în baza acordului de mediu și a celorlalte avize necesare înainte de eliberarea autorizației de construcție. Pentru acest lucru observăm că, deși în acord de mediu se spune că Chevron avea un acord de furnizare a apei cu Aquavas Negrești, parte a Aquavas Vasului, constatăm că acolo nu s-a produs niciun fel de furnizare de apă, iar la dosar acum am văzut că s-a depus un document de notificare a Agenției de Mediu prin care spun că schimbă furnizorul. Notificarea este făcută pe 30 aprilie, adică ulterior introducerea acțiunii de către noi în instanță, și nu există încă aprobarea Agenției de Mediu Vaslui pentru această modificare în acordul de mediu. În plus, constatăm că există și o practică ce îngreunează lupta noastră în instanță. Practic asta vine din faptul că instanțele și opinia publică în general tolerează micile încălcări ale legilor, dar după 20 și ceva de ani vedem că acele mici încălcări ale legii pe care le-am tolerat s-au transformat în mari încălcări ale legii, de fapt. Și aici, când o companie de o asemenea forță să ai 19 miliarde de dolari profit într-un an, este o mare forță, se pretează la astfel de artificii, ceea ce înseamnă că există într-adevăr niște probleme în zonă referitor la apa necesară forajului. Numai pentru foraj ei au nevoie de aproximativ 2 milioane de litri, doar pentru forajul până la 3000 de metri, iar în plus mai au nevoie de 500 de metri cubi, deci alți 500.000 de litri pentru cimentul pe care îl vor face, iar aceste cantități de apă sunt foarte, foarte mari. De ce spunem noi că aceste puțuri de monitorizare vor fi folosite pentru furnizarea apei necesare acolo? Ei vor avea de fațadă niște transporturi de apă și de fluide de foraj, însă recoltarea unei probe de apă pentru monitorizare înseamnă forarea unui puț cu o coloană de apă destul de mare, iar prelevarea probei se face după ce se extrage o treime din coloana de apă, abia apoi se introduce recipientul pentru a lua proba de apă. Deci ei pot face câte 3 probe din astea pe zi și de 3 ori scot o treime din coloana de apă și o pun în rezervoare, că n-au voie să o arunce. Și o pun în rezervoare. Și în felul ăsta ei își umplu rezervoarele în mod legal. Din cauza asta, în acordul de mediu erau foarte clar puse puțurile de monitorizare în afara perimetrului. Pentru că dacă erau puse în interior, noi care am participat la fiecare pas al procedurii emiterii acordului de mediu și am făcut observații, contestații, am și schimbat o decizie de încadrare, de fapt prima decizie care spunea că nu are nevoie de studiu de impact asupra mediului, era un punct foarte de atacare a acelui acord de mediu și probabil că Chevron avea mari probleme în a obține acordul de mediu pentru această sondă. Din acest motiv, ei pot face această extracție de apă tot timpul. Fiind acolo și pe 1, 2, 3 mai, vreau să vă spun că de la 5 km distanță se auzea sonda cum forează
seara. Practic, ea nu este deloc ceva așa fără efecte, numai auditiv, dacă mergi seara pe stradă și deja îți creează așa o stare de disconfort și până la urmă, știind pericolele, creează și o stare de nervozitate locuitorilor de acolo. Avem acest foraj care se face la 3000 de metri, el trece prin stratul de pânză freatică, al doilea acvifer, ori acest foraj se face prin cu ajutorul bentonitei în principal, unde se forează ca să izoleze cât de cât, dar avem, se pare, nu știm exact, deja o mică tulburare a apelor pe acolo prin zonă pentru niște puțuri de adâncime mai mare, însă cel mai important este că nici Garda de Mediu nu are niciun fel de plan de monitorizare a apelor din zonă. Deci pur și simplu monitorizarea revine Chevron, care dacă vrea dă sau dacă dă ce vrea practic agenții, numai ca să se acopere. Iar în acest moment populația nu are nici în autorități, nici în nimeni vreun aliat sau vreun reprezentant, pentru că știm complicitatea dintre autoritățile locale și firma Chevron din zonă. Dacă trecem de partea de procedură, unde lucrurile sunt destul de greu, noi nu avem neapărat o jurisprudență foarte clară pe această problemă, iar într-adevăr trebuie dovedite niște pagube iminente aici și astea toate depind de interpretarea instanței. Deci practic nu este nimic foarte clar, totul rămâne la latitudinea instanței și o să vedem în ce măsură se ajunge și la judecata pe fond. Deci, vă spun, este o primă acțiune prin care vrem să atragem atenția asupra lucrurilor, însă avem și o acțiune deschisă care este în curs acum la Curtea de Apel. Așteptăm să primim termen pentru anularea acordului petrolier de la Bârlad, invocând noi temeiuri diferite de procesul anterior făcut de Iperea și asociații și temeiuri de nelegalitate a acelui acord. Practic, avem acum atacarea acordului. Avem procedură prealabilă, o să deschidem un nou proces pentru atacarea acordului de mediu după cel petrolier și acum suntem în mari investigații pentru că terenul obținut de primarul din Pungești este un teren obținut ilegal și mai mult decât atât, se pare că el deja luase acest teren comuna vecină și l-a mai luat încă o dată și nu există date la Comisia de Fond Funciar. Pur și simplu el s-a trezit cu acest titlu de proprietate, iar nu există nicio urmă a demersului care se face pentru retrocedare sau pentru împroprietărire. Și ăsta este un alt proces, dar din păcate lucrurile durează foarte mult în instanță și atunci trebuie să avem astfel de acțiuni și cu asemenea acțiuni trebuie să atragem atenția asupra acestor pericole și faptului că o companie foarte, foarte mare se pretează la aceste artificii, iar, spre exemplu, pentru aceste puțuri de foraj, așa cum spune că au cerut aviz de gospodărire a apelor, acolo lucrarea nu se mai cheamă, proiectul nu se mai cheamă lucrări de foraj, el se cheamă lucrări de monitorizare. Sunt niște termeni din ăștia pe care ei folosesc în, tocmai ca să deruteze puțin și să încerce să-și acopere urmele. Să spună, dom'le, există, au preluat, văd această sintagmă că suntem acoperiți de hârtii, așa spune. Suntem acoperiți de hârtii, nu contează că acele hârtii sunt ilegale, nu noi suntem acoperiți. Așa și ei au preluat această chestiune încercând să se acopere de hârtii. O să vedem deznodământul, sunt șanse 50-50, ce să spun, pentru că foarte, foarte multe în ordonanță prezidențială și în toate acțiunile astea inițiale depind de interpretarea instanței și de cazurile anterioare pe care instanța le-a mai avut să aibă oarecare experiență, dar totul este la aprecierea instanței. Sperăm într-o justiție corectă, nu anticipez niciodată ce se va întâmpla într-un proces. În procesul ăsta, argumentele noastre sunt că ei nu au un contract de apă, deși acordul de mediu îi obligă să aducă apa din surse externe și să n-o scoată din interiorul platformei și că sub
pretextul unei monitorizări a apei din interiorul platformei, de fapt ei își extrag apa chiar de acolo și fiind vorba de o cantitate mare de apă, 1 milion și aproape 2 milioane de metri cubi, pot să sece fântânile oamenilor din Pungești. Cam asta este miza pentru procesul ăsta. Pentru viitoarele procese sunt mai multe acordurile de mediu pe care ei le au, încalcă mai multe legi naționale și europene și ne-a luat un pic de timp să înțelegem domeniul ăsta nou.